tragedie într-o familie din Vaslui, o fetiță de 3 ani a murit după ce un incendiu a izbucnit în locuința sa. Tatăl său a intrat prin flăcări ca să o salveze pe ea și pe fratele ei în vârstă de 6 ani. În casă se mai afla și un copil de 10 ani, fratele mamei celor doi copii. Bărbatul a reușit să-i scoată pe toți afară, iar aceștia au suferit arsuri grave, însă pentru fetița de 3 ani rănile au fost fatale. Incendiul a izbucnit în bucătăria casei de la scânteia unei sobe. Totul a început să ardă ca o torță în jur. Tatăl celor doi frați de 3 și 6 ani a intrat prin foc ca să-și salveze copiii și pe băiatul de 10 ani, fratele soției sale. În casă se aflau trei minori de 3, 6 și 10 ani. Tatăl copiilor era afară, a sesizat fumul, a auzit zgomotele și a intrat în casă pentru a-și salva copiii. Ulterior, după ce i-a scos din foc, împreună cu mama lor, au luat o mașină particulară și s-au îndreptat către centrul de permanență din localitatea Codăiești, iar pe drum au alertat serviciile de urgență. După ce copiii, dar și bărbatul de 26 de ani au fost stabilizați, au fost duși la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. În starea cea mai gravă se afla fetița de 3 ani, care avea arsuri pe mai bine de jumătate din corp. Din nefericire, ea a murit la spital. Tatăl copiilor prezenta arsuri pe aproximativ 50% suprafață corporală, fiind în stare gravă. Fetița de 3 ani prezenta arsuri pe 60% suprafață corporală, fiind de asemenea în stare critică. Ceilalți doi copii prezentau arsuri pe suprafețe mai mici, respectiv 10 sau 20%. Mama era doar speriată. Tatăl este acum intubat la spitalul din Vaslui, iar ceilalți doi copii vor fi transferați la spitalul Sfânta Maria din Iași.